Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit precizează că cei care depun proiecte de investiții pentru finanțarea fermelor de familie în cadrul sesiunii aferente măsurii 121 vor putea asigura cofinanțarea investiției prin accesarea de microcredite. În momentul în care a fost depus proiectul solicitanții de fonduri europene vor semna o declarație pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării private a acestuia conform prevederilor menționate în ghidul solicitantului. Mai apoi, până la semnarea contractului de finanțare, solicitanții de fonduri europene nerambursabile vor fi nevoiți să facă dovada existenței cofinanțării. Astfel a fost întocmit un fond care va fi utilizat pentru acordarea de microcredite în scopul asigurării contribuției proprii a beneficiarilor la finanțarea proiectelor de investiții finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Acestea pot avea o valoare eligibilă de cel mult 125.000 de euro. Suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar poate ajunge la 75.000 de euro dacă vrea să își facă o fermă și la 25.000 de euro dacă are deja o fermă și vrea să își sporească producția.